părinții Ginei Pistol au ajuns la tribunal, iar vedeta a fost abandonată. A fost agresivă cu mine. Trauma nu s-a vindecat nici azi. Puțini sunt cei care au habar ce se ascunde în spatele femeii de succes și a înfățării angelice pe care Gina Pistol, 42 de ani, o afișează. În prezent are o familie împlinită, însă copilăria ei nu a fost deloc ferită de necazuri. Soția lui Smilei a povestit drama prin care a trecut atunci când părinții ei au divorțat, iar ea a rămas a nimănui. Invitată în podcastul lui Mihai Morar, cu emoție în glas și lacrimi în ochi, Gina Pistol și-a adus aminte de, poate, cea mai dureroasă perioadă din copilărie. Părinții să -i au decis să divorțeze. Moment în care s-a ajuns la o luptă a orgoliilor, miza fiind custodia copilului. În timp ce se derula acest război, cei care i-au dat viața au decis să oferească de aceste probleme și au trimis-o în grija unei femei care nu s-a purtat tocmai frumos cu ea și care a avut chiar un comportament agresiv, fapt ce i-a marcat copilăria. Acela a fost momentul în care soția lui Smiley a simțit că este abandonată și că îi se face o nedreptate. M-aș reîntoarce la mine, copil fiind. Pentru că au fost momente în viața mea când ai mei se despărțișeră. Nu prea am vorbit despre asta, nici cu ai mei nu am vorbit, nici cu mama. Tata se judecase cu mama pentru custodia mea. Și m-a dus cumva la o doamnă, nu știu cine e femeia aceea, înțeleg că între timp a și decedat și nu mi-a explicat nimeni ce mi se întâmplă atunci. M-am simțit singură, m-am simțit animă Nu a venit nimeni să-mi spună, mie, copilului, băi, părinții tăi se judecă, e ceva normal, dar nu înseamnă că nu ești iubită. Femeia aceea era puțin agresivă. Mama nu m-a bătut niciodată, cred că o singură palmă mi-a dat. Dar femeia aia era puțin agresivă cu mine, pentru că ea, la rândul ei, avea niște probleme. Atunci, da, m-aș întoarce la mine copil și m-aș îmbrățișa. Atât. Al ar fi singurul moment, a povestit Gina Pistol. Gina Pistol pentru mine. Cuvântul tată nu înseamnă nimic. După ce părinții ei au divorțat, familia Ginei s-a destrămat. Tatăl ei și-a luat mâna de pe ea și fratele ei, refăcându-și viața cu altă femeie cu care s-a recăsătorit și are doi copii. Privind în urmă, Gina Pistol este recunoscătoare pentru toate momentele de cumpănă prin care a trecut, mai ales acum, când privește lucrurile cu o altfel de maturitate emoțională. Soția lui Smile a învățat să fie curajoasă, puternică, S-a redescoperit, și-a dat voie să fie vulnerabilă, și, poate, cel mai important, speră să fi învățat din greșelile părinților ei. Cea mai mare greșeală pe care o fac părinții când divorțează este că nu renunță la orgolii. Pentru mine, cuvântul tată nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine și pe fratele meu. După divorț, s-a rupt de noi. S-a recăsătorit și are doi băieți. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta, a mai spus Gina.